Un șofer de 32 de ani din comuna Tia Mare a accidentat mortal un biciclist în vârstă de 40 de ani din localitatea vecină Izbiceni. După accident, conducătorul auto a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins la scurt timp pe o stradă din Tia Mare. Pentru că nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, el a fost dus la spitalul din Corabia pentru recoltarea probelor de sânge. Aici a șocat pe toată lumea. A avut în sânge o alcoolemie de aproape 5 grame pe litru alcool pur. O alcoolemie record la sânge pe care polițiștii de la serviciul rutier Olt spun că nu au mai întâlnit-o. În continuarea cercetărilor și în urma rezultatelor probelor biologice de sânge ale conducătorului auto, care au indicat valoarea de 4,87 grame pe litru alcool pur în sânge pentru prima probă recoltată și de 4,27 grame pe litru pentru a doua probă recoltată, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Corabia, pe numele acestuia, a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. În urma probatoriului administrat, judecătoria Corabia a admis propunerea parchetului de pe lângă judecătoria Corabia și a dispus pe numele bărbatului de 32 de ani măsura arestării preventive pentru 30 de zile, apare în comunicatul poliției Olt. Bărbatul a fost încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă al poliției Olt. Potrivit anchetatorilor, el și-a recunoscut fapta. Procurorii spun că pentru aceasta riscă până la 11 ani de închisoare.